În acest an electoral, foarte multe persoane s-au îndrăgostit de municipiul Giurgiu sau de localități din județ, așa că au dat năvală la direcțiile de evidență a persoanelor pentru a-și face viză de flotant. Numărul flotanților este în creștere față de anii precedenți, iar asta se vede cu ochiul liber la ghișeele de unde se eliberează cărțile de identitate supraaglomerate în aceste zile. La nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu, din luna februarie până în prezent, a fost înregistrat un număr total de 674 de cereri pentru reședință, pentru stabilirea reședinței, pe raza serviciului nostru de evidență. Din afara județului Giurgiu au fost depuse un număr de 322 de cereri, iar din județ persoane care au solicitat stabilirea reședinței, un număr de 352 de persoane au solicitat stabilirea pe raza comunelor noastre arondat. Cele mai multe reședințe pe care le-am întocmit la nivelul serviciului au fost pentru comuna Stănești, pentru comuna Stoienești și apoi mai puține pentru Băneasa, Putineiu, Găujani. Cele mai puține reședințe au fost pentru comuna Mare. Obținerea vizelor de flotant în prag de alegeri este o practică a primarilor întâlnită și la alegerile anterioare. Iar un exemplu este prezența primarului PSD al comunei Stoienești, care azi însoțea mai multe persoane din localitatea Stoienești pentru ca acestea să obțină viza de flotant pe municipiul Giurgiu. Aglomerația am întâlnit și la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, unde numărul celor care au solicitat vize de flotant în acest an a crescut cu 300% față de anul trecut. La întrebarea dumneavoastră, în legătură cu vize de flotant de la 1 ianuarie până în prezent, vă pot comunica că avem o situație, vize aplicate 2531 pe întreg județul. Și aș putea să vă precizez și câteva comune care au vizele aplicate cele mai multe. Bulbucata 149, Comana 112, Găiseni 140, Iepurești 219, Letca 9 210, Stănești 188, Săbăreni 115. Pentru că fenomenul vizelor de flotant este unul specific în prag de alegeri, legea oferă posibilitatea inspectoratelor de poliție să efectueze verificări la domiciliul celor care au luat alte persoane în spațiu. Există o recomandare pe care a dat-o Direcția de Evidență a Persoanelor București pentru fiecare serviciu de evidență, atunci când există anumite, să zic, în urma verificărilor pe care le facem noi în baza de date, la aceeași adresă există mai multe persoane, mai multe reședințe sau mai multe persoane care au domiciliu stabil la adresa respectivă, putem să dăm verificări prin posturile de poliție din comunele arondate sau prin serviciul nostru de ordine publică. Având mai multe sesizări din partea partidelor și a persoanelor fizice, s-au făcut verificări la nivelul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de către lucrătorii specializați, constatându-se că vizele sunt aplicate conform prevederilor legale. Având în vedere că poliția face verificări la adresele acestor persoane care și-au stabilit reședința la mai mult de două la aceeași adresă, pentru a constata dacă aceste vize de ședințe sunt aplicate conform legii. Adică dacă persoana locuiește efectiv la adresă și are spațiu de locuit. TV Giurgiu a înaintat o solicitare Inspectoratului de Poliție în ceea ce privește verificările în cazul vizelor de flotant, iar imediat ce vom primi un răspuns oficial, vom reveni cu amănunte.